Dumnezeul văilor, e și Dumnezeul munților, glorificat să fie El în veci. De aceea îi mulțumim pentru că în această seară, la acest timp de studiu și de învățătură biblică, ne-a adunat la aproape jumătatea săptămânii să ne spună că El a fost cu noi și continuă să fie cu noi, însă important în seara asta să dăm noi un răspuns. Permiteți-mi să fac o digresiune de la obișnuitul studiilor biblice din zona eclesiologiei, adică învățătura biblică despre biserică, mai cu seamă, suntem la actele de cult pe care punctual le dezbatem, dar pentru că a apărut o ușoară erată cu privire la programarea predicatorului și s-a găsit țapul ispășitor, iată că, dragii mei, vreau să am un cuvânt de învățătură și cred că de la Dumnezeu vine gândul ăsta de predică, pentru că am primit predica aceasta în urmă cu vreo o, o săptămână jumătate, în timp ce eram mai aproape de cer decât de pământ, la 10.000 de metri altitudine, într-un zbor de la Londra spre București. Trei ore jumătate a fost suficient cât să pot să stau să studiez și să se nască o predică. Și iată că în această zi, Vă invit să deschideți Sfânta Carte Biblia la Cartea 1 Samuel, capitolul 28. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 12. Reiterez, 1 Samuel, capitolul 27, de la versetul 1 până la versetul 12, cuvânt al Domnului care spune în felul următor. David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul, nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru, că, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Și David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el și au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul gatului. David și oamenii lui au rămas în gat la Achish și aveau fiecare familia lui și David își avea cele două neveste, Ahinom din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. David a zis lui Achish, dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogute să mi se dea într-una din cetățile țării un loc unde să pot locui, căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească. Și chiar în ziua aceea, Achish i-a dat ciclagul. De aceea, Țiclagul a fost al împăraților lui Iuda până în ziua de astăzi. Timpul cât a locuit David în țara filistenilor a fost de un an și patru luni. David și oamenii lui se suiau și nevăleau asupra gheșuriților, ghirziților și amaleciților, căci neamurile acestea locuiau din vremurile vechi în ținutul acela până la șur și până în țara Egiptului. David pustea ținutul acesta, nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele și apoi se întorcea și se ducea la, Chis, la Chis. Achis. La zicea, unde ați năvălit azi? Și David răspundea, spremează zi de Iuda, spremează zi de Ieracmeeliți și spremează zi de Cheniți. David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie ca să vină la gat, căci se gândea el, ei ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică, așa a făcut David. Și acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în țara filistenilor. Achi se încredea în David și zicea, s-a făcut urât poporului său Israel și va rămâne în slujbea mea pe vecie. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Între anii 1861-1865, secolul 19, a fost unul din cele mai prominente războaie pe care le-a avut America, numită războiul de secesiune între partea de nord și partea de sud, contemporan cu celebrul președinte Abraham Lincoln, care a luptat foarte mult împotriva sclaviei. Omul acesta, vreau să vă spun că atunci când a generat războiul între sudici și nordici, cel puțin la vremea de atunci au fost vehiculate câteva cauze ale războiului. Una dintre ele era sclavia, tocmai intenția de a aboli cu totul sclavia, mai ales că în ținuturile din anumite zone ale Americii erau foarte mulți africani. Și atunci, în mod cert, au vrut să nu mai existe această problemă de ordin interetnic, social, oamenii de o anumită culoare într-un fel, oamenii de o altă culoare într-un alt fel. Și s-a luptat foarte mult pentru desfințarea sclaviei. Cel puțin ăsta a fost. Să zicem, argumentul pivotal în jurul căreia s-au învârtit toate celelalte argumentații și discursuri, numai că sunt istorici care mai târziu au săpat, au forat adânc în etiologia problemei și au zis, de fapt, erau probleme de ordin economic, pentru că se făcea tranziția de la cultura agrară la cultura industrială și sigur că au fost și probleme de ordine economic. Probabil că au mai fost și altele, însă. Cert este că atunci când a fost războiul acesta între Nordici și Sudici, războiul de secesiune, un om a făcut un lucru cu totul remarcabil. El a zis, eu vreau să fiu și cu Nordici și cu Sudici, fapt pentru care și-a luat tricoul de armată sau haina de deasupra de armată și-a luat-o de la Nordici, pantalonii de la Sudici. Și a zis, eu vreau să fiu și cu nordicii și cu sudicii. Surpriza a fost că și nordicii și sudicii au lovit în el și a murit într-un mod extrem de deplorabil, fiindcă el a încercat să meargă în ambele tabăre. Predica mea din seara asta tocmai așa se numește. În ce tabără lupți? În ce tabără mai lupți? Pentru că, din punct de vedere al contextului istorico-cultural, suntem într-o perioadă istorică din poporul lui Israel de mare criză, când Saul se îndepărtase de Dumnezeu, căzuse în disgrația lui Dumnezeu și implicit a poporului Dumnezeu și David, fiind urmărit în mod sistematic perioade semnificative de timp de către Saul și armata lui cu scopul să fie omorât, David a zis, eu nu văd o altă alternativă decât să plec din Israel și să mă mut în țara filistenilor. Și zice Biblia că n-a chiar puțin acolo, a stat în tabăra filistenilor un an și patru luni. Și spuneam eu într-o altă împrejurare, când îți numără Dumnezeu zilele, nu-i semnul cel mai bun. E semn că a intrat în socotitoare lui Dumnezeu și din momentul acela Dumnezeu stă în expectativă, te așteaptă și vrea să vadă ce decizie vei lua pentru viața ta. Fapt pentru care David, aflat în plină criză, atentându-se în mod regulat și sistematic, nu la un punct de vedere personal, ci la viața propriu-zisă a lui David și a celor șase de oameni care erau cu el, și David a zis, nu mai am altă alternativă decât să fug în țara filistenilor. Ce ziceți dumneavoastră? A făcut bine David că a plecat acolo, da sau nu? În funcție de ce criteriu stabilim că a făcut bine sau nu? Păi, de exemplu, în funcție de cuvântul lui Dumnezeu. Numai că ei nu aveau decât în parte revelat cuvântul lui Dumnezeu la vremea de atunci. Am mai zice un alt criteriu, ne dă seama că o decizie este bună, nu doar din punct de vedere al criteriului conformității cu principiile Bibliei, din punct de vedere al principiului consecințelor rezultate în urma deciziei luate. Fapt pentru care vom vedea în a treia parte a predicii mele că au fost consecințe destul de dramatice și asta arată că decizia lui David de a pleca din Israel în țara filistenilor n-a fost cea mai bună decizie pentru că au fost pierderi destul de mari, nu pentru întotdeauna, că Dumnezeu în bunătatea lui știe din rău să schimbe în bine vorba lui Iosif. Voi negreșit, v-ați gândit să faceți un mare rău, dar Dumnezeu în providența lui a schimbat tot răul în bine. Glorificat să fie Dumnezeu pentru asta. Și sigur că ar mai fi și alte criterii după care noi ne putem da seama dacă o decizie este bună sau nu, inclusiv criteriul conformării pe voia lui Dumnezeu specială cu privire la viața lui David. Iar noi știm că voia lui Dumnezeu pentru David a fost să fie ce? Regen Israel. Deja fusese uns ca împărat al lui Israel și el fiindcă sistematic spuneam să a atentat la viața lui, a simțit că nu mai poate găsi niciun sorț de izbândă, fapt pentru care el a zis eu trebuie să plec din Israel și să mă mut în țara filistenilor. Așadar, dragii mei, în ceea ce mă privește, cred că David a dovedit un act de imprudență în paradigma de gândire a lui Dumnezeu atunci când el a părăsit tabăra lui Dumnezeu pentru un an și patru luni și a ajuns în țara filistenilor. Lucrul acesta trebuie luat de vorba Sfântului Apostol Pavel într-un alt înțeles. Noi care ne-am întâlnit cu Dumnezeu și am fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate potrezi cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care au colaborat cu privire la regenerarea noastră spirituală, Slavă lui Dumnezeu că de atunci încoace Dumnezeu ne-a așezat în tabăra Lui. Noi pe pământul acesta suntem într-un cumpli război. E pe de o parte un război ideologic. Dar cel mai adesea trebuie să afirmăm că în primul rând este un război spiritual. Între bine și rău, între adevăr și minciună, între Dumnezeu și diavol și sigur între sfințenie sau depravare și deci puteți merge dumneavoastră după coordonate binare valorice. Însă, Realitatea este că se întâmplă câteodată, din neveghere, să ne trezim că noi nu mai suntem în tabăra lui Dumnezeu. Și prin neatenția noastră, prin nevegherea noastră, putem să fim distrași de la locul, perimetrul în care Dumnezeu ne-a așezat, într-o altă tabără. Și imaginați-vă, dragii mei, ce se întâmplă cu marele om al lui Dumnezeu, regele David. El nu mai luptă pentru poporul lui Dumnezeu Israel și el se mută în țara filistenilor, ba chiar ajunge într-un punct aproape de neimaginat când să zică: Eu pot mai mult de atât. Și diavolul a zis: Chiar poți? Ce poți mai mult de atât? Eu chiar pot să lupt împotriva lui Israel. Și fac uh, alianță politică militară cu filistenii. Și mă unesc cu filistenii și cu achiș și voi merge să lupt împotriva propriului meu popor, confraților mei evrei. Și bineînțeles că Dumnezeu nu l-a lăsat să ajungă chiar în punctul acela deci cărțile erau jucate și în culise se discutase că treaba asta să se întâmple. El să ajungă să lupte împotriva propriului său popor, confraților săi evrei, poporului Dumnezeu Israel. Nu totdeauna oamenii lui Dumnezeu au avut numai lumină și au avut și conuri de umbră, fapt pentru care aici, dragii mei, cred că David, până la un punct, este pus într-un con de umbră, tocmai datorită deciziei sale. Și acum, vreau să răspundem la câteva întrebări. Cauzele pentru care oamenii pot la un moment dat să schimbe tabăra și să nu mai lucreze și să nu mai lupte în tabăra lui Dumnezeu, să fie în tabăra cealaltă, în tabăra păcatului, în tabăra diavolului, în tabăra firii pământești și a tuturor lucrurilor care nu-l onorează nici pe el, nici lucrarea lui Dumnezeu, nici pe Dumnezeu implicit. Și vreau să identificăm mai întâi trei cauze pentru care, în opinia mea, cred că David a ajuns să confunde tabăra. Dacă l-ai fi întrebat pe David, tu cum ești? Slavă Domnului sunt bine, dar Dumnezeu zice, de un an și patru luni, tu nu faci bine, Davide. De un an și patru luni tu te-ai schimbat tabăra și nu mai lupți în poporul lui Dumnezeu Israel. Ai abdicat de la rolul, chemarea și locul în care Dumnezeu te-a așezat. Și iată, dragii mei, prima cauză pe care vreau să o identificăm în seara asta. Uneori s-ar putea ca adversitățile vieții să ne mute din tabăra lui Dumnezeu în tabăra oamenilor fără de Dumnezeu. Și mai ales aceste adversități ale vieții care vin din partea omului sau oamenilor, de la care nu te-ai fi așteptat. Și uitați-vă că Saul putea să facă din David un bun cu echipier. Dar el a văzut ca pe un bun concurent. Fa pentru care a atentat la viața lui. Și toată povestea s-a schimbat din momentul în care a auzit pe fetele evreilor că au strigat. Saul a bătut miile lui, iar David a, băut, a bătut zecile lui de mii. Și sigur că în momentul acela s-a mutat David de la inima lui Saul la ficații lui Saul, fapt pentru care nu l-a mai purtat în inimă și l-a purtat la ficați, dorindu-i să-i facă numai rău. Pentru că realitatea este că dacă invidiosul moare, invidia niciodată. Și cea mai, cea mai periculoasă invidie nu invidia care vorbește, că te-ai pregăti și te-ai înarma. Cea mai periculoasă și insidioasă este invidia care taci. Ea este cea mai perfidă. Dar uitați-vă că la un moment dat negestionând capcana asta a invidiei Saul, a ajuns până în punctul în care se-i vrea răul lui David să-l urască atât de multă ură încât să-i premediteze răul. Poate un om al lui Dumnezeu, ca Saul, poate un al lui Dumnezeu să ajungă în punctul acesta? Răspunsul din practica și dinamica poporului Israel este da, dacă nu este atent la viața lui, sau la viața ei. Și uitați-vă că adversitate după adversitate, suferință după suferință, necaz după necaz, luptă după luptă, l-au făcut pe David să zică, eu nu mai pot. Și din cauza adversităților, cineva la un moment dat poate să schimbe tabăra și să plece din tabăra lui Dumnezeu în tabăra oamenilor fără de Dumnezeu. Semnalul de alarmă a Sfintei în această seară este următorul. Dragii mei, Dumnezeu nu îngăduie niciodată mai mult decât putem noi duce. Și dacă Dumnezeu îngăduie în preștiința și providența sa anumite adversități, greutăți, dificultăți ale vieții, Dumnezeu le îngăduie pentru că știe că noi putem trece biruitor peste ele. Dar pentru că câteodată nu rămânem conectați permanent la adevărata sursă de călăuzirea lui Dumnezeu, s-ar putea, dragii mei, să luăm cele mai greșite decizii ale vieții noastre. Prin urmare, vă chem în această zi să gestionăm adversitățile vieții care pot să însemne boală, abandon, trădare, sărăcie, necaz, diabet, uși închise, faliment, examene căzute, divorț și câte alte adversități pot să fie la un moment dat în viața unui om. Și toate aceste lupte care apar în viața unui om, poți să-L ducă la un moment dat în punctul în care să zică nu mai pot. Și diavolul zice, ce ai spus, mai zi o dată. Nu mai pot. Păi am ajuns să nu mai pot. Și atunci tu trebuie să spui, ba încă mai pot. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că Dumnezeu va interveni în scenă și atunci când eu zic că nu mai am nicio soluție, că nu se mai întrezărește nicio lumină de la capătul tunelului, Dumnezeu este specialist în a ridica din nou și din nou și din nou. Pentru că atunci slava și măreția sa se arată mai mare și mai evidentă în viața noastră. Păi dacă noi reușim cu propriile calcule și raționamente umane să rezolvăm niște probleme sau adversități ale vieții, putem să spunem în slava noastră. Domne, ce a fost calculul meu, au fost resursele mele, au fost relațiile mele, au fost pilele mele, au fost aranjamentele mele. Și uite că am reușit. Iscusința, istețimea, relațiile, una, alta. Dar în momentul în care relațiile, raționamentul, re resursele pe care le ai au dispărut cu totul și orice ușă la care tu privești este închisă, te uiți spre cer și spui, Doamne, doar tu mi-ai rămas. Și dacă vei fi atent, vei auzi vocea Duhului Sfânt care spune, Îi suficient. Dacă doar eu ți a mai rămas insuficient, eu nu te voi lăsa în criză, eu nu te voi lăsa la nesfârșit în disperare și o voi fi Dumnezeul care îți voi întinde mâna la vreme. O glorifica să fie Domnul în veci. Da, Domnul Iisus Hristos nu i-a întins mâna lui Petru când a făcut primul pas pe mare. Știți când i a întins mâna lui Petru? Când a început să se scufunde. Și când el a zis, eu nu mai pot nici nota, nici sfida legea gravitației, nici practic merge pe apă. Și atunci a zis Domnul, acum că tu nu mai poți, îmi arăt puterea. Pot să te ridic din nou și să-ți dau echilibru de care tu ai nevoie, să să fie Domnul. A doua cauză pentru care cred că uneori putem ajunge să schimbăm tabăra lui Dumnezeu și au fost oameni care, din cauza multor dureri și suferințe, au zis, noi nu mai putem să o pe Dumnezeu. Am cunoscut preoți care, pentru faptul că propria fică a murit în brațele lor, au spus, eu nu mai pot sluji un astfel de Dumnezeu. Astăzi am fost sunat de către un prieten, prieten chiar de familie, aș putea să spun, din nordul Franței. Omul ăsta m-a sunat și mi-a spus că sora lui, sora lui de trup, este la al optulea copil, însărcinată și Astăzi, în urma investigațiilor care s-au făcut, copilul cel de-al optulea în pântecele ei, fată tânără de 30 și puțin de ani, a fost diagnosticat copilașul cu trisomi, trisomia 21. O malformație cumplită și medicii au spus că trebuie avortat. Acum, dumneavoastră știți că legea în Franța e foarte... Uh, deschisă către avort. Deja legea îi ajută, între ghilimele, în direcția aceasta. Și vă asta când au auzit câți copii ai, eu, al optulea nu zice, tu obligatoriu trebuie să faci avort. Te chinui cu un handicapat, cu un copil malformat, toată viața, trebuie să înțelegi, și fată tânără, ai 30 ceva de ani, mai ai șapte prunci de crescut. Și m-a sunat și m-a întrebat, frate Timotei, tu, ca om al lui Dumnezeu, ce sfat îmi dai? Și eu m-am gândit, dragii mei, că la momentul ăsta, inima acestei mame este atât de chircită, și ea se gândește ce decizie să ia pentru viața ei. Și am spus că eu, în mod evident, nu mă bag în decizia lor. Decizia lor finală le aparține, dar sfatul meu în lumina Bibliei este să creadă în Dumnezeu. Și am spus au fost cazuri în care au avut dreptate. Copilul s-a născut mai format. Au fost cazuri în care nu au avut dreptate. Și copilul s-a născut sănătos. Dar au fost și cazuri în care Dumnezeu a intervenit și împântă ce a îngăduit să-L cheme acasă. Părerea mea e că va trebui să mergi pe mâna lui Dumnezeu că Dumnezeul care până la al optulea copil a fost lângă tine și a luptat pentru tine, în cele mai cumplite adversități ale vieții tale, e Dumnezeul care are un răspuns pentru viața ta. Și nimic nu se întâmplă așa, într-un mod aleator în viața ta. Și Dumnezeu le cunoaște și sunt controlul lui, sunt toate lucrurile. Și sigur că a rămas să se bizuie pe Dumnezeu. Ne rugăm pentru ea. Dumnezeu să o întărească. Și Dumnezeu să mai facă miracole și minuni. Pentru că ultimul cuvânt nu l-au medicii fie ei și francezi. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu din ceruri. Glorificat să fie numele Lui în veci. A doua cauză pentru care David a ajuns, dragii mei, să schimbe tabăra au fost alegerile pripite fără consultarea prealabilă cu oameni maturi, duhovnicești. O zice, ce zice versetul 1. David și-a zis în sine. Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor. Știți ce înseamnă pentru mine sintagma aceasta biblică? David și-a zis în sine, nu mai în tot poporul ăsta o om mai deștept decât mine cu care să pot colabora. E suficientă părerea mea. Și Biblia spune la celălalt pot că prin numără mare de sfetnici ce vine? Biruința în popor. Și David a ajuns în punctul în care adversitățile l-au afectat atât de tare încât să zică, mă, ce decizie să iau? Și uitați-vă că a doua cauză care se leagă în mod clar de prima, alegerile pripite fără consultarea cu oamenii lui Dumnezeu, în ceasul de presiune, întotdeauna te vor duce la decizii greșite, întotdeauna. Și uitați-vă că atunci când noi luăm decizii sau facem alegeri sub presiune emoțională, sub impuls emoțional, sentimental, sub impulsul rănilor, chiar uneori și a euforie, au bucurii exagerate, întotdeauna vor fi decizii luate greșit. Frații mei și surorile mele, cu toată responsabilitatea și modestia în seara asta, vă spun că de ani de zile mă lupt ca în orice mare luptă sau provocare a vieții pe care o am, să nu mă grăbesc în a decizii sub imperiul emoțiilor. Pentru că am știut dintotdeauna că fie emoții negative, fie emoții pozitive, întotdeauna, sau extrem de pozitive, te vor duce în punctul în care să iei decizii neînțelepte pentru viața ta. Au fost oameni care și-au distrus pruncii și familia datorită, din cauza unor decizii luate în prip. Hai, lasă că ți-arăt eu că eu sunt bărbat. Și a călcat în picioare inima copiilor. Și a trebuit să-și plângă în, în palme toată viața pentru decizia neînțeleaptă, mânată de un orgoliu, mânată de niște instincte animalice, să sfâșie, să calce în picioare inima micuților. Pentru că deciziile sau alegerile luate în pripă, fără o consultare cu oameni duovnicești, am cunoscut pastori și lideri de biserici. Care când a trebuit să ia decizia de a se muta într-o altă biserică sub impulsul emoțiilor, sub impulsul lor impulsul nemulțumiri sau unor răzvrătiri, mai târziu a trebuit să plătească prețul greu. Și ce au făcut ei, li s-a făcut la interval de câțiva ani. Pentru că ce semăn în viață vei culege. Și dacă ți-ai născut o lucrare din dezbinare, vei fi dezbinat. Și tot așa se va întâmpla. Pentru că este un tăvălug al blestemelor. Pe care mă întreb, când îl mai oprește omul? Și mă rog să-l oprim noi. Luminați de Duhul lui Dumnezeu Să știm să punem piciorul în prag la vreme Și exact Categoria de oameni Care și-au dat drumul din vârful muntelui Și au pus să întreabă o, Pot să pun piciorul în prag și, și să opresc declinul ăsta Că ajung direct în prăpastie Și unii nu mai au curajul să pună piciorul în prag Și ajung până în prăpastie S-ar putea să moară pentru întotdeauna Și câteodată trebuie să punem piciorul în prag Chiar cu riscul de a avea o întorsă pentru că mai simplu e întorsă decât să-ți distrugi întreaga viață murind în prăpastie. Tu și cei de lângă tine. Tu și cei care te urmează. Tu și familia ta. De aceea, dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a nu ne grăbi niciodată în alegerile și deciziile noastre. Întotdeauna să cumpănim. Frații mei, orgoliu și pripa a făcut cele mai mari ravagi în familii. Copii lăsați pe drumuri pentru un orgoliu prostesc și dacă ai mai fi stat trei zile, dacă te-ai fi mirigat odată, dacă ai fi stat odată de vorbă cu nunța lui Dumnezeu, dumneavoastră ați observat că oamenii care sunt al lui Dumnezeu au o altfel de abordare, au o altfel de lumină asupra vieții, au o altfel de înțelegere, au un altfel de ritm, au un altfel de a pune problema. Vă rog, dragii mei, nu vă grăbiți niciodată în decizii, pentru că orgoliu, pripa, mândrie, aroganță, deciziile luate, din impuls emoțional au distrus cel mai mult familii. Deciziile luate din impuls emoțional, pripa, răzbunarea, spiritul vindicativ, nenorocitul ăsta de orgoliu, care vrea să stea pe tron, chiar dacă afirmăm că suntem pocăiți. A distrus biserici, lucrări și a făcut mai mult rău decât bine lucrările lui Dumnezeu. De aceea, a doua cauză pentru care uneori poți ajunge în altă taură decât tabăra lui Dumnezeu sunt alegerile pripite, fără o consultare prealabilă cu oamenii dovnicești. Nu-i suficient doar să zici în sine. E suficient să stai de vorbă cu Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. Și a treia cauză pentru care cred că David a ajuns în punctul acesta este asocierea nepotrivită cu Achiș. Imediat a venit binevoitorul. Și a zis ce vrei tu, Davide? Vreau să mă mut în țara voastră. Bine ai venit. I-au deschis o poartă mare și largă și au spus, de câtă vreme te așteptam. Negreșit tu vei rămâne în slujba mea întotdeauna. Pentru că vreau să vă spun ceva în această zi. Asocierile cu oamenii nepotriviți întotdeauna te vor duce în decizii greșite ale vieții tale și mai târziu se trage linie în dreptul meu și în dreptul dumneata și spui, de ce a trebuit să ascult eu pe omul ăla? De ce a trebuit să ascult eu colegul ăla de muncă? Fratele la sora aia de la biserică? Pentru că ascultați-mă, niciodată când sunteți pus în situația de a lua o decizie importantă, să nu vă grăbiți să luați decizii cu oameni firești și oameni care vă cântă în strună. Să luați decizii cu oameni înțelepți, neutri, care întotdeauna au un altfel de echilibru și pun mai presus de orgoliul lor, pun binele lucrării lui Dumnezeu. Că de aroganți și de mândri ne-am săturat. De răutate m-am săturat. Pământul geme de criză de oameni buni. Noi vrem oameni buni. Noi vrem oameni înțelepți. Noi vrem să mai găsim oameni care știu să se smerească. Noi vrem să știm să găsim oameni care au înțelepciune și nu se pripesc. Și întotdeauna sunt un izvor de bunătate. Că de mândrie și de aroganță e plină rumea. Dar de oameni buni. De oameni buni are nevoie Biserica lui Dumnezeu. De oameni smeriți are nevoie Dumnezeu. De oameni care să știe să spună, Doamne, nu părerea mea e cea mai importantă și voia Ta e cea mai importantă pentru viața mea. Și negreșit, când vei fi gata să spui asta, Dumnezeu va pune lângă tine oameni cu care să te asociezi, oameni potriviți. Dar lasă-L pe Achis și în pace, că Achis va veni să scânte în strună. Și merg imediat în cea de-a doua parte a predicii mele, vorbim despre câteva, în al doilea rând, despre câteva caracteristici ale țiclagului. Și am vorbit despre cauze pentru care poți ajunge în ciclag. Acum, câteva caracteristici ale lui Achish, ale ciclagului. Păi uite, de exemplu, o primă caracteristică. Remarcați amabilitatea lui Achish. Auziți ce zice Achish. Bine ai venit. Îți dau țara asta. Țiclagul vrei? Ți-l dau. Și zice, negreșit tu îmi vei sluji mie și vei fi lângă mine pentru tot restul vieții tale. Dar ascultă-mă. Te va surprinde cu amabilitatea lui. Îți zâmbește frumos îți dă cafea, îți dă bomboane, îți spune bine ai venit, tu ești cel mai special. știi ce, știi ce a spus Achish? Și ce a spus Achish lui David? Tu vei fi păzitorul capului meu. Adică îți dau cea mai, cea mai înaltă poziție. Tu să aperi împăratul. Și a zis, dă, cât amabilitate e aici. Parcă în biserică sora aia s-a luat de mine că... Fratele la predică s-a luat de mine că... N-ar fi mai bine să mă duc în lume. Și cum a intrat în lume la discotecă, ți-a spus omul ăla de ordine, ușierul de acolo, bine ai venit. Ți-au spus și colegii, bă, te așteptam la un pahar. Uite -o câtă veselie aici, cât am abilitate, cât bun simț, cât respect. Ne înțelegem, ridicăm paharul, e totul așa, o, 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 sărbătoare. Ce fain e aici! Dar ascultați-mă, Achiș este omul celui rău, nu este omul lui Dumnezeu. Și s-ar putea într-o aură de amabilitate și de bunătate să crezi este cea mai bună decizie și etapă din viața ta. Dar ascultă-mă, el tot achiși rămâne și tot omul celui rău rămâne și el n-a retreabă cu voia și lucrarul lui Dumnezeu. Așadar, ai răbdare pentru că vei ajunge tu în punctul în care te vei plânge de milă, Davide, pentru că te-ai lăsat mințit de această serviabilitate mincinoasă, găunoasă, care ascunde mari otrăvuri și pelin în urma proiectelor cu care te vei însoți. Așadar, dragii mei, Întotdeauna să știți că Achish are bunăvoința să-ți dea teritoriu ca să fugi din Israel. Are corabie Iona ca să te trimite la, la Tarsul, la Ninive. Și ți-o va pune exact pe tavă când tu crezi că asta este cea mai bună decizie pentru viața ta. A doua caracteristică a ciclagului, vreau să observați aparentele propășiri și biruințe. Și accentul cade pe primul cuvânt. Aparentele -ă, propășiri aparentele biruințe. Gheșuriții, ghirziții și amaleciți. Iată ce fac eu David. Îi bat și pe gheșuriți, și pe ghiziți, și pe amaleciți și părea că David este exact în graficul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu să uita și spunea, unde ești tu, Davide? La Filisten. El nu mai era în poporul lui Dumnezeu. Dar cu toate astea avea biruință. A, hai să vă spun eu cum e treaba. Eu, David merg condus de circumstanțe și pentru că am bătut și pe amaleciți, pentru că am, am bătut și am câștigat și pe ghirziți, și am bătut și pe gheșuriți, și am numai piruinte în palmaresul profesional al vieții mele, înțeleg ceva. Dumnezeu e cu mine. Lui Dumnezeu îi place că eu sunt la filisteni. Lui Dumnezeu îi place că sunt într-o altă tabără decât tabăra lui Dumnezeu. Și uite, cum am depărtat de Dumnezeu, m-am dus la aparate, zice. Și am câștigat, am băgat 100 de euro, am câștigat 10.000 de euro. Nu zice, gheșuriții mei. Am aleciții mei. M-am dus, zice, m-am dat demisia de la locul ăla de muncă unde lucram cinstit și m-am dus să fac niște afaceri compromise, nu duminica la biserică, brusc, de la 4.000 de lei mi-a făcut la 1.000 de lei salariu. Zice, să am aleciții mei câștigați ăștia. Diavolul îți va vinde aparente biruințe. Și te rog să ai ochii deschiși, omule, lui Dumnezeu, oricare e fi seara asta aici, ca să înțelegi Că da, vei bate amaleciții, vei bate gheșuriții și ghirziții, dar pentru, la, la câteva momente distanți, pruncii tăi, familia ta și nevestele tale, doar în capitolul 30, aveți răbdare, vor fi luase și cetatea arsă și nevestele tale vor fi bătaie de joc. Și pruncii tăi, după 5 sau 10 ani, vor fi bătaie de joc acelui rău. Și vor trece ani și când vei avea suficientă maturitate, vei înțelege, Doamne, cât de naiv am fost. M-am bucurat de aparente biruințe, care de fapt mi-au dus o mai mare ruină și distrugere în familia mea. Pentru că cea mai mare biruință, ce poate fi, dragii mei? Nu să mântuiești lumea întreagă. În primul rând să-ți mântuiești casa ta. Și te bucur că ai avut o aparentă biruință cu ghirziții și cu amaleciții? Când de fapt la câteva zile distanță familia ta va fi distrusă și copiii tăi vor ajunge o ruină? Și nevestele tale vor fi distruse? Și întreg mediul familial va fi distrus? Nu te bucura, Davide, de aparente uh, propășiri pentru că sunt doar aparente biruințe care mai apoi se vor solda cu tot felul de traume inimaginabile. Și vreau să vă citesc puțin ca să vedeți cât de descriptivă este Biblia? Auziți! Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, am aleciți în în partea de miază zi și în Țiclag. Ei nimiciseră și arseseră, arseseră Țiclagul, cetatea în care se situia David. După ce luaseră prinși pe femei și pe tot ce ce se afla acolo, mici și mari, n-au ținut cont, că Amalecu nu are niciun interes pentru pruncii și familia ta, îți vrea doar ruina ta și ruina demnității tale. Auziți, nu omorâsără încă pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. Și auziți, David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele, fii și fiicele lor fusese luate prinse. Și auziți aici, atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Au plâns până n-au mai putut plânge. Și te-ai bucurat de biruința cu ghirziți? Acum când îți plângi în palme pentru că cetatea și întreaga ta familie și neam a fost distrus, o Doamne i milă de noi. A treia caracteristică a ciclagului și merg apoi spre ultimele două părți. Dragii mei, vreau să penalizați faptul că ciclagul are promisiuni mari, dar mincinoase. Te voi pune, zice păzitorul capului meu. Dar dacă veți avea suficientă răbdare să mergeți cu mine în capitolul 29, versetul 2, zice așa. Domnii filistenilor au înaintat cu sutele și miile lor și David și oamenii lui mergeau la coadă. Și tu cu ceva vreme fusese un să fii prima poziție în statul Israel. Și când tu ai părăsit tabara lui Dumnezeu, tu nu mai ești în prima poziție, tu ești pus la coadă. Pentru că achizi și țiclagul are promisiuni mari pentru tine. Vino să te îmbucăsești repede, vino, fă asta, prin compromis. Și într-o zi te vei trezi în spatele gratilor, într-o zi te vei trezi că îți vei plânge în pumn. Pentru că, ascultați-mă, țiclagul are promisiuni mari, dar mai devreme sau mai târziu ele vor fi ruina ta. Și uitați-l pe David, care ar fi trebuit să fie într-o poziție de demnitate. Rege în Israel, ajunge să fie la coada oștirii filistenilor. Pentru că da, ultima caracteristică a ciclagului este că are promisiuni mari, dar îți vor lua orice urmă de demnitate, orice urmă de fericire și te vor distruge cu totul. Doamne, ai milă de noi! Dar, dragii mei, vreau să săpăm puțin mai adânc și să observăm că la un moment dat, oamenii din cetatea filistenilor, când l-au văzut pe David, au început, să aibă, au început să aibă reticență față de el. Și știți ce văd eu prin acest soi de repulsie manifestată în dreptul lui David? harului lui Dumnezeu. Și știți ce îi zice? Ce faci tu, Davide? Eu mă duc să omor pe frații mei. Pe cine? Pe toți. Și pe Elia, fratele tău, to pe toți eu mor. Pe toți din Israel. Eu cu Saul mă duc și nu mă mai interesează. Nici de neamul meu, nici de biserică, nici de nimic. Eu am să -i omor pe toți. Dar, Davide, tu n-ai primit ungerea. Tu n-ai fost chemat să aperi Israelul, nu filistenii, nu mă mai interesează. Auzi, pe a au atentat prea mult la viața mea. Și prea mult și-a bătut sau un joc de mine. M-am săturat să merg din pustie în pustie, în peștele în ghedie, apoi în pustiul Zif și să ajung să fiu un fel de câine până, până și cei mai buni prieteni s-au întors împotriva mea. Eu nu mai pot să fac treaba asta. Și uitați-vă că ajunge, ajunge David în punctul în care vrea să meargă, să se răspune pe poporul lui. Vă imaginați ce asta vreodată? Că poate ajunge o nunță a lui Dumnezeu. Un om care a ridicat mâna că toată viața îl va sluji pe Dumnezeu. Un om care a intrat în apa botezului și a spus toată viața mea mă voi război împotriva firii pământești și împotriva satanei și voi rămâne în tabăra lui Dumnezeu. Vă imaginați că acum David se va alia cu păcatul, cu firea pământească și cu oamenii de nimic ca să lupte împotriva lui Israel. Vă imaginați treaba asta? Uite că se poate. Și el e hotărât să meargă. Și văd harul lui Dumnezeu, știți unde? Când Dumnezeu, prin Filisten, îl oprește pe David. Și îi zice ceva de genul ăsta. Bă, dar tu nu te-ai botezat, mă, anul trecut? Nu te-am văzut eu când frații la biserică ți-au dat certificatul de botez? Ce cauți tu la discotecă? Ce cauți tu cu noi? Tu nu erai aici în fumul ăsta de țigară, tu nu erai aici la jocurile astea de culise, tu nu erai aici în mizeria asta în care noi eram. Și din momentul acela, văd acolo, presărat prin mulțimea aia de nebunii care se întâmplă acolo, prin ceața aia, știți ce văd? Harul binefăcătorului Dumnezeu, care de fapt îi spune prin reacția filistenilor, pleacă de aici. Și știți de ce Dumnezeu l-a păzit să plece de acolo? Să nu se facă vinovat de omorârea lui Saul. Să nu se facă vinovat de omorârea confraților lui. Să nu lupte împotriva poporului Dumnezeu Israel. Și auziți, filistenii să te oprească să te răzbuni? Oamenii din lume să ți fie mai buni decât tine? Oamenii din lume să spună, bă, omule bun, taci, rabdă, ta, că uneori oamenii fără de Dumnezeu ne dau lecții de morală. Doamne, milă de noi! Dar văd aici, încă o dată, repet, harul felurit a unui Dumnezeu, care încă o dată îi dă un semnal lui David și îi spune, David, trezește-te! Întotdeauna când îți vei muta tabăra și vei pleca din tabăra lui Dumnezeu, vei fi în mijlocul prietenilor de revelion la sărbători, la petreceri și la zile de naștere. Și vei observa respingerea lor, te vei simți incompatibil, un semn de goliciune sufletească, ei te vor simți să te faci vinovat. Zice, bă, pocăitule, câți nu s-au îndepărtat de Dumnezeu și tot pocăile a rămas pe o și se vor simți extrem de incomozi. În mijlocul alcoolului, a muzicii de ochiată, te vei simți respins, nefericit. Știi de ce? Pentru că o voce mereu te cheamă. Te cheamă să vii înapoi acasă. Te cheamă să vii înapoi la Domnul. Te cheamă înapoi să faci lucrarea pentru care Dumnezeu te-a menit să fii. Și îți va spune, nu mai fugi ca unul hainar. Nu mai căuta să-ți faci nebunile și orgolile din viața ta. Tu caută nepricănirea și voia lui Dumnezeu. Și dacă vei avea Înțelepciunea pentru un minut să te oprești din nebunia ta. Vei simți chiar acolo, făcând un pas în spate, că Dumnezeu o spune, Dana, nu-i locul tău să vii aici. Așa s-a întors la Dumnezeu ea. Din familie de credincioși, pocăită, a venit la București de prin zona Timișoarei și a zis clagul. bine ai venit, avem fuste scurte pentru tine, avem club de noapte și discoteci și hai să dănțuiești. Și în timp ce era în mijlocul petrecerilor, a dansului de ochiat și a muzicii depravate, a auzit vocea Duhului Sfânt care a spus, nu-i locul tău să fie aici. Pe la 3-4 dimineața a ieșit din mizeria aia, care s-a simțit sub orice urmă de demnitate și a schimbat vestimentația sumară pe care o avea și a căzut prăbușită pe genunchi și a spus, Doamne, schimbă-mi viața mea. Și acolo, la 4-5 dimineața, Dumnezeu a coborât și a schimbat viața ei de toate patimile și legăturile cu care țiclagul o prinseseră. Bun e Domnul! Bun e Domnul! Glorifica să fie numele Lui în veci! Și sigur, dragii mei, că aș vrea să mai observăm două aspecte. Mai apoi, pe lângă cauze și caracteristici, vreau să observăm consecințele rămânerii în țiclag pentru o vreme semnificativă. Ziceam, David a rămas în ciclag un an și patru luni. Și uitați-vă câteva consecințe. Doar le punctăm. Întotdeauna îți va fura demnitatea, te va respinge punându-te la coada oștirii. Deja am identificat treaba asta. 2. Îți va afecta vocabularul. Uitați-vă ce comunicare defectuoasă, ce afectată e vorbirea lui David. David care știa că da, al meu e da, nu, al meu e nu îl întreba Achis, de unde vii? De la miază zi? De la miază noapte? El nu mai putea să aibă un limbaj punctual. El vorbea în glume, în dume, în glume și bancuri prostești, în puncte cardinale. El nu mai avea o vorbire clară. El punea și potrivea vorba. Tu, Davide, tu care scrii psalm? Tu care spune Domnul este păstorul meu? tu care spuneai câtă vreme a stat ce rău înaintea mea, am tăcut și zice, pune Doamne o strage mele, acum tu ai început să vorbești la miază zi, la miază noapte? Pentru că ascultă-mă, exact același lucru s-a întâmplat și cu Lot, când a stat o vreme semnificativă în Sodoma. Știi ce încep să schimbi tu? Începi ușor, ușor să schimbi mentalitatea? Vorbirea. Te văd că vorbești cu două înțelesuri, te văd că ai harfe și glume de prost gust, te văd că nu mai ai o vorbire de om matur, nu mai pune omul bază pe tine? Pentru că ușor, ușor, vorbirea ți se schimbă, jonglerii dezonorante și uitați-vă, dragii mei, că David ajunge în punctul în care să nu mai aibă precizie și punctualitate în exprimarea lui. Pentru că da, dacă aurul cunoști după culoare, dacă pe pom îl cunoști după roadă, pe om îl cunoști după cuvintele pe care le rostești. Și uitați-vă că David începe să schimbe vocabularul și uitați-vă că Lot, spuneam, adiacent acestei uh, narațiuni biblice, când aduce un mesaj serios, fugiți de aici că Dumnezeu s-a mâniat pe Sodoma și a zis, dinerii credeau că... Păi da, de ce credeau că glumește? Exact, asta e logica. Păi eu, de exemplu, când glumesc pe frații de la adunare, pe păstori și pe conducerea bisericii și pe Biblie și pe Dumnezeu, atunci când o să-i spui, bă, întoarce-te la Dumnezeu, nu o să te mai creadă nimeni. Pentru că tu ești un miștocar ieftin. Oamenii nu mai dau doi bani și cuvintele tale nu mai au greutate. Și când ți-ai pierdut credibilitatea, ce mai poți să livrezi tu la oameni? Când un politician este un traseist politic și prin demagogii și, și, și discursuri ieftine a pierdut în fața mulțimii credibilitatea. Poți să spui tu despre Einstein și despre Voltaire și despre mari filozofii lumii. Nu mai are nicio greutate, pentru că tu ți-ai pierdut credibilitatea. Uitați-vă că se mai întâmplă ceva. Schimbă mentalitatea, schimbă vorbirea, schimbă vestimentația și ușor, ușor devii ca ei. Mai e ceva. O altă consecință. Uitați-vă, asprime în conduită și comportament. 1 Samuel 27 cu 11. Deci asta pe mine m-a pus exact pe gânduri. David zice, nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeia ca să vină la gât, la gat, că se gândea el, ar putea să vorbească împotriva noastră, să zică, așa a făcut David. Și auziți, de ce e sintagma asta? Băgați de seamă. Acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în țara filistenilor. Cât? Un an și patru luni. Acesta a fost felul lui de purtare un an și patru luni. Adică cum? Păi exact ce am spus un soi de asprime în conduit. Nu mai ținea cont de nimic. Omora și mari, și mici, și proști de vinovați. Câtă asprime, câtă violență, câtă insensibilitate, câtă lipsă de empatie. De ce? Pentru că țiclagul ți amărăște sufletul. Și mai e ceva. Așa frumos va alimenta în rana ta Încât v-a spus, tu n-ai cum să te mai duci în Israel. Tu n-ai cum să te mai duci. să nu vezi ce Israel, ce s-a făcut David. S-a purtat urât cu tine. Noi amabili, să te schide muși, facem atâtea facilități și oportunități. Și părea că e o decizie înțeleaptă. Dar ceva se întâmpla în forul interior a lui, a lui David. Răutate, asprime, spirit vindicativ, nicio urmă de toleranță, nicio urmă de îngăduință. De ce te comporți atât de dur pentru că între timp ceva s-a întâmplat în inima mea. Și tot ceea ce se vede în exterior e o manifestare a ceea ce am adunat în interior. Prea multă amărăciune. Dă drumul, ușii inimii, să plece amărăciunea și Dumnezeu îți va elibera sufletul tău. Și da, spuneam că ultima consecință a rămânei în e distrugerea familiei. Și am citit pasajul biblic în care se spune că au plâns până n-au mai putut. N-au mai avut efectiv lacrimi. Câtă prăbușire, câtă durere. Atunci cred că a fost, a fost ultima lovitură pe care Dumnezeu a îngă, mai îngădită să îl trezească pe David. Că Dumnezeu nu mai putea vorbi lui David nici prin toara că nu mai deschidea. Nu mai putea vorbi Dumnezeu lui David nici prin predicatorul că nu mai venea la biserică. Și dacă tu nu deschizi Biblia, Dumnezeu nu mai poate vorbi prin Biblie. Dacă tu nu mai vii la biserică să asculți predicele și chiar stai în adunare și-și cu mintea în altă parte în timp ce Duhul lui Dumnezeu îți vorbește prin Biblie, nu ți nu-ți mai vorbește și rămâi blocat și închis cu un lacăt ferecat de diavolul și de pornirile tale păcătoase. Dar în momentul în care pătrunde lumina Duhului Sfânt în viața ta, știi ce se va întâmpla? Va îngădui Dumnezeu niște circunstanțele vieții prin care vorba frazelor de lor de rugăciune, te vei izbi de prag. Și după ce te vei lovi de diferite bariere, vei spune, Doamne, e semn că eu mergeam într-o direcție greșită a vieții mele. Și da, ajunge să-și plângă David, el și casa lui. A fost ultima metodă pe care Dumnezeu a folosit-o ca să-l bage la ciur pe David, ca să se oprească din nebunia lui. Și și-a zis, David, e destul. Mă întorc unde? Mă întorc înapoi acasă mă întorc înapoi în Israel. Și acum, înainte să pregătim să cântăm o cântare, permiteți-mi, dragii mei, să vă spun în zona de concluzie câteva condiții ca să ești biruitor. Dacă între timp, pe traseul timpului de 5, 20, 30, 40 de ani, de câte te-ai întors la Dumnezeu, diavolul a reușit să te mute fără de știri și fără de simțământ lăuntric. Din tabăra lui Dumnezeu, în tabăra păcatului și a firii pământești. Iată, dragii mei, trei pași concreți pe care i-a făcut David. Unu, asumă vina, dar și lupta. Poporul a început să plângă, nimeni nu mai vedea nicio soluție, dar David s-a întremat și a spus, depinde de mine să mai fac ceva. Va trebui să mă ridic, să-mi la lacrima din ochi, să-mi suflec mânecile și să pornesc la război. Și asumă vina, dar și lupta. Pentru că dacă ai ajuns acolo, în seara asta, dacă îți iubești sufletul tău, dacă îți iubești ogorul care a mai rămas nealterat de Filisten și ama, și dacă mai vrei să luți pentru prungea care mai sunt în casa ta, luptă, asumă-ți toată această vinovăție și luptă pentru că Dumnezeu va fi de partea ta. Și uitați-vă că David își asumă lupta, își asumă vina și el zice, sunt gata să pornesc la război. Dacă nu se întâmpla treaba asta, poporul voia să-l ucidă, să-l omoare pe David. Al doilea pas, ca să iasă biruitor din ciclag și să ajungă înapoi în țara lui Dumnezeu Israel a fost faptul că a știut să se ancoreze în bunătatea lui Dumnezeu. Practic, ce a făcut David? S-a dus și l-a întrebat din nou pe Domnul. Da, Doamne, de un an și patru luni ți-am întors spatele. Știam că dacă fumez, te distrug și îți distrug inima și valorile tale. Știam că dacă merg în nebunia și păcatele mele, de fapt, eu îmi fac rău. Dar uite ce vreau să fac în seara asta. Vreau să mă prind de bunătatea ta. Nu am niciun drept să mă bagi în seamă. Nu am niciun drept să mai poți să privești spre mine, că sunt ani de când mă aștepți și tot cu spatele întors și tot în nebunia mea și tot în păcatele mele și tot în mojicia unor fapte josnice. Dar acum eu vreau să fac ceva. Ce vei face, Davide? Mă prind de bunătatea ta și apelez la bunătatea care nu are margini. Exact ce spunea profetul lacrimilor Ieremia, ce mă face să trag nădejde, e că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Ele n-au ajuns la capăt și se înnoiesc în fiecare dimineață. Și astăzi bunătatea lui te-a trezit din pat. Și astăzi bunătatea lui te-a pus pe picioare și te a dat imboldul lăuntric de a veni în adunare. O glorifica să fie numele Lui. Și uitați-vă, dragii mei, că David apelează la bunătatea Lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva în seara asta. Nu poți tu greși cât poate Dumnezeu să-ți iert. Dar te rog, fi înțelept și prinde-te de această ancoră a bunătății Lui Dumnezeu. Apelează la El și El va fi binevoitor cu viața ta. Și Dumnezeu nu l-a respins. Mă așteptam ca Dumnezeu să-L respingă pe David. Dar din potrivă Dumnezeu i-a întins mâna că Dumnezeu nu-i ca omul. Glorie lui în veci. Și ultimul sfat, ca să poți și biritor să ajungi din ciclag, din tabăra păcatului înapoi în tabăra lui Dumnezeu, fii atent la generozitate. Altruismul l-a salvat pe David. David s-a dus, nu s-a mai dus cu 600 de oameni, pentru că 200 dintre ei erau prea obosiți și au rămas la părul Besor ca să se odihnească acolo. Și fiind la părul Besor, 200 de oameni obosiți, slăiți de puteri? Sigur că au fost acolo discuții, voi nu mergeți la luptă, voi vreți doar să luați prada de război, dar David a zis, chiar dacă voi mă veți părăsi, voi 200 nu mai puteți lupta. Erau epuizați psihic, emoțional și fizic. Ei n-au mai găsit în ei și resursele să mai poată lupta. Dar și și-au zis ei, dar nici de aici nu vom pleca. Vom rămâne la părul besor, că întotdeauna când ți -e mai greu în viață și nu mai ai putere să mergi înainte, spune Dumnezeu un păriu. E părul besor al vieții tale, un cuvânt din Biblie, un frate care spune, mă voi ruga pentru tine. O mână strânsă care va spune, "Alex să lupt pentru tine până la capăt. Și Dumnezeu întotdeauna în luptele tale va pune un pârâu besor. Și erau 200 prea aici, nu se mănă unii cu alții. Unii nu vor mai avea putere la un moment dat să meargă înainte, dar măcar să rămână la pârâul besor. Iar alții vor mai găsi în ei puțină putere să meargă și trebuie să-și asume lupta. Și David merge cu 400 de colegi de luptă din armata militară și spune vom merge să mărșăluim pentru ce? Să ne salvăm înapoi familia și copiii, să ne luăm înapoi familiile, să ne luăm înapoi bunurile pe care e filistenii și amaleciții ni le-au furat și ne-au distrus cu totul. Nu se poate! Prea mult ne-au dus în groapă, prea mult ne-au falimentat, prea mult și-au bătut joc de noi. Și uitați-vă, dragii mei, cât de frumos crează Dumnezeu. În timpul acesta se gândea David, Doamne, încotro să mă îndrept, că eu vreau să lupt. După mine, sunt 400 de oameni, alți 200 m-au abandonat, nu-i jude că m-au abandonat, pentru că sunt eu de vină, că din cauza mea au ajuns în neputința asta. Dar, Doamne, spunem ce să fac. Și Domnul nu aude o voce. Nu vine un înger ca să se arată un indicator ca să urmărească pe, pe, pe amaleciți. Dar și ce îi pune Dumnezeu? Un egiptean? căzut, pe care egiptenii l-au lepădat pentru că se îmbolnăvise. Și l-au azvârlit din, cora, din, din uh, uh, caleașca lor și au zis, nu mai avem nevoie de tine. Pentru că tu ești bonav, nu mai poți lupta, nu mai poți să ne ții armele de război, provizii, hrană, nu mai poți să ne dai. De ce? Pentru că lumea asta nu are milă. Și că te aștezi mai puțin, te va aruca la lada de gunoi a vieții. Oamenii pe care ai contat, când te așezi mai puțin, se vor întoarce împotriva ta. Împotriva ta? Da, dar eu, egiptean, am fost cel mai fidel vouă și am luptat lângă voi. Nu mai contează. Câtă vreme tu nu mai joci intereselor noastre, ți ești bun de aruncat. Și l a aruncat pe egipteanul acela în drum. El nimeni nu a putut să se ridice de acolo. Dar ceva mai putut face. A putut să vadă că trecea pe acolo o calașcă cu David și 400 de oameni după el. Și David, măcar că era în vălămășa, la luptei, a avut ochi să vadă un egiptean căzut. Tu mai ai ochi să vezi pe oamenii căzuți de lângă tine. Și David s-a oprit în dreptul egipteanului, ar fi putut să zică, am atâta treabă de făcut, trebuie să-mi salvez familia și copiii. Orice minut! S-ar putea să fie minutul pierdut dacă mi au omorât nevasta, dacă în următoarele 5 minute -mi vor omorâ copiii. Câte scenarii nu jucau în mintea lui David! Și diavolul juca festele și spunea, te rog, grăbește, te lasă-l pe amărâtul ăsta. Ce ți cauți tu cu egipteanul ăsta? Dacă era evreu de-al tău, mai ziceam, dacă era din echipa ta, mai ziceam, dar tu îți cauți treabă cu un egiptean, cu un păcătos, cu un străin, cu un om în împrejur, cu un om fără de Dumnezeu. Dar David a zis, știu ceva, că întotdeauna e loc de bunătate, întotdeauna e loc de bine, întotdeauna este loc de dragoste, de altruism, de generozitate. Și altruismul și generozitatea a fost soluția pentru care Dumnezeu a zis te voi izbăvi David și îți voi da biruință în lupta ta. Și stă de vorbă cu egipteanul și el îi spune uite, m-au abandonat cei din poporul meu, că nu mai puteam. Și David zice, nu-i lasă că avem noi pâine. L-au întrebat, i-au dat hrană. Și știi cum -a unde au luat-o nenorociție de amaleciți care mi-au distrus familia? Nu zice, da. Și zice, mergi cu noi și te vom apăra și vom fi alături de tine. Și omul ăsta slujește de călăuză. Pentru ca să ajungă David și oamenii lui la vrăjmașii care au nenorocit cetatea și familia. Dumnezeu uneori stă ascuns în lucruri mici. Într-un egiptean căzut? Într-o faptă bună? În cineva care te invită la biserică într-un tip cu totul neașteptat? Într-o cântare de laudă, într-o predică care se voia fi un alt fel de studiu și Dumnezeu se oprește în dreptul tău? Nimeni nu -l poate să-L închidă pe Dumnezeu în cutia Lui să spună doar așa să lucrezi, Doamne. Prin trivialitățile și lucrurile banale ale vieții de zi cu zi, Dumnezeu îți transmite niște semnale și niște mesaje. Și poate că ești în seara asta aici. Și Dumnezeu, prin predica mea din seara asta, ai să ții că undeva ți-a vorbit și că este despre tine și despre casa ta și despre sufletul tău și despre viitorul tău, pământesc și etern. Și bineînțeles că Dumnezeu îi dă lui David. Ce bucurie! A luat și resursele, a luat și familia, și copiii, și nevestele, și tot, și s-a întors acasă. Vei mai rămâne la țiclag? N-am să mai rămân la țiclag. Unde vei merge, David? mă voi duce înapoi în țara mea Israel. Mă voi duce acolo unde este locul meu, unde m-a așezat pe mine Dumnezeu. Voi rămâne în voia Lui și n-am să mă mai întorc în tabăra păcatului niciodată. Pentru că singura tabără care mi-aduce siguranță, pace, stabilitate mie ca om, ca soț, ca soție, pentru copiii și familia mea și pentru viitorul meu veșnic, este în tabăra Lui Dumnezeu.